Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum dușman, și cruzii tăi dușman, acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n aste mâini mai curge un sânge de roman. Mulțumesc frumos, Tatita! Vă rugăm să vă ascultați. Bună ziua și bine ați venit la conferința județeană de alegeri a organizației județene PSD Călăraș. Domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general Paul Stănescu, domnilor miniștri, stimați invitați, domnilor și doamnelor delegați la conferința județeană de alegeri, azi îmi revine sarcina de a conduce lucrările conferinței județene. Pentru buna desfășurare a lucrărilor conferinței propun alegerea unui secretariat tehnic alcătuit din 3 persoane. Și fac și propunerile. Georgescu Sândina, Aldea Emma, Valentina, Moldovan Adrian. Supun la vot componența secretariatului tehnic. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, secretariatul tehnic a fost aprobat. Vă supun componența comisiei de validare formată din 7 membri. Stoian Gheorghe, Mușat Liviu, Gaiță Virginia, Manole Sergiu, Râșnoveanu Nicolae, Cărtușanu Gheorghiță, Ștefan Ion. Supun la vot componența comisiei de validare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, comisia de validare a fost aprobată. Vă supun la vot componența comisiei de propuneri. Și fac propuneri. Domnul Pisoi Ion, Popa Cristina, Marin Cristian, Șerban Jenel, Vulpoiu Melania, Bivol Ligia, Tâlpeanu Ilie. Supun la vot componența comisiei de propuneri. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, comisia de propuneri a fost aprobată. Vă propun componența comisiei de numărare a voturilor, formată din 7 membri. Și fac propunerea din comisie să facă parte Voltenacu Liviu, Mărgineanu Marlena, Sandu Marin, Ilie Eugen, Gâdea Vasile, Adam Angel, Călin Dumitru.
Vă supun la vot componența Comisiei de numărare. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate, Comisia de numărare a voturilor a fost aprobată. Invit secretarea tutelnic și comisiile să își intre în atribuțiune. În acest moment vreau să invit pe domnul Stoian Gheorghe, președintele Comisiei de Validare, să dea citire raportului Comisiei. Bună ziua, stimați colegi! Comisia de Validare, aleasă în cadrul conferinței de alegere a Organizației Județene PSD Călăraș, din data de 16 septembrie 2022, a procedat la verificarea modului de respectare a normelor statutare cu privire la convocarea și organizarea conferinței, prezența delegaților, cvorumul statutar de ședință și a constatat următoarele. Din totalul de 578 delegați convocați și-au înregistrat prezența la lucrările conferinței un număr de 539 de delegați. În urma verificării prezenței, Comisia de Validare constată că au fost respectate normele statutare cu privire la convocarea și organizarea conferinței, prezența delegaților, cvorumul statutar de ședință și, în consecință, validează lucrările conferinței de alegeri a Organizației Județene PSD Călăraș, desfășurate azi, 16 septembrie 2022, în municipiul Călăraș, din județul Călăraș. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi frumos! O să-i dau cuvântul domnului Răzvan Meseșanu, este reprezentantul Partidului Pro-România, invitat la conferința noastră județeană de alegeri. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Salut cu simpatie conducerea centrală, domnilor președinți! Au trecut ceva ani buni de când n-am mai avut prilejul să mă adresez colegilor din Partidul Social Democrat. În primul rând doresc să transmit salutul președintelui Victor Ponta, al doamnei eurodeputat Corina Crețu și, bineînțeles, al colegilor mei, consilieri locali, orășenești, municipali, județeni, nu foarte mulți, dar sunt suficienți pentru a reprezenta alături de Partidul Social Democrat o forță în județul Călăraș. După cum observați, îmi pare rău că adversarii noștri clasici nu au venit, pentru că am văzut aici rezervați și pentru PMP, și pentru PNL, și pentru SR, nu știu pentru ce alte partide, dar eu am venit și sunt onorat de invitația făcută de președintele Iliuță la conferința județeană. Dați-mi voie să adresez câteva cuvinte față de momentul de sărbătoare al dumneavoastră de astăzi. Partidul Social Democrat este de departe cel mai important partid din România. Și de ce este important? Din cel puțin trei dimensiuni din punctul meu de vedere. Odată este dimensiunea etică, pentru că s-a preocupat permanent de diferitele categorii sociale ale populației României. Este important și dintr-o perspectivă financiară, pentru că permanent s-a preocupat de ridicarea nivelului de salarizare de venituri ale populației. Este important și dintr-o a treia dimensiune, aceea de imagine, pentru că a căutat permanent să pună preț cu adevărat pe ideea de reprezentare, să fii reprezentat și să știi să reprezinți pe cineva. Astăzi, dumneavoastră, veți pecetlui o echipă redutabilă pentru bătăliile electorale din 2024 și vor fi extrem de grele. Nu din motive de valoare a adversarilor, ci pe aspecte ce țin de viziunea proprie a fiecăruia dintre dumneavoastră, a fiecăruia dintre noi, chiar și a adversarilor politici, viziune proprie într-un sens sau altul, ca în orice partid mare. Dacă va exista înțelepciune însă, ca întotdeauna de altfel, veți merge la câștig. Lumea va fi foarte ușor de dezorientat însă. Iar stânga trebuie să strângă rândurile, trebuie să se întărească. Ați făcut un pas, un prim pas deja, prin continuarea stabilirii celor mai importanți vectori într-o luptă electorală.
primarii. De ei va trebui să ținem, să țineți și să se țină cont întotdeauna. Nu numai în campaniile electorale, ci pe toată durata unei legislaturi. În fiecare zi, din 4 în 4 ani. S-a creat efervescență în rândurile organizațiilor de femei, de tineret și de seniori. Acești membri redutabili, așa cum spuneam, în fiecare zi din cei 4 ani, vor ști ce trebuie să facă. Un alt pas de impact major a fost nominalizarea, de când nu s-a mai întâmplat acest lucru și știu ce vorbesc, nominalizarea, zic, a liderului și a candidatului pentru primăria la Oltenița, a lui Mihai Țăveștea. Este un luptător PSD autentic, inteligent, perseverent și îndârjit. Poate n-ar strica, domnule președinte, să încercăm, poate n-ar strica, zic, să încercăm lansarea unui tandem primar-viceprimar încă de acum. Ați reconfirmat într-un al doilea pas pentru municipalitatea PSD-istă din Călăraș pe actualul primar, Marius Dulce, care nu va avea nevoie, zic, de a câștiga un alt mandat decât de susținere pentru continuarea proiectelor la care lucrează. Este ceea ce trebuie pentru Călăraș. Meticulos, muncitor, enervant de muncitor și ferm. Nici aici, cred eu, n-ar striga un tandem primar și prezuntiv doi viceprimari. Anunțarea lor, încă de acum. Supremația politică în județ va fi asigurată dacă gestionarea proiectelor înaintate în cadrul Consiliului Județean de către președintele Vasile Iliuță, dacă aceste proiecte vor avea finalitate. Mă refer aici, domnule președinte, după cum bine știți, la lucrările de la Spitalul Județean sau cele ale operatorului de apă, la fondurile solicitate de dumneavoastră, primari, la modernizarea drumurilor sau la turismul pe Borcea și pe Dunăre. Nu mă îndoiesc de dorința și de capacitatea liderului Vasile Iliuță să demonstreze că se poate. Doamnelor și domnilor, consilierii Pro-România vor fi alături de susținerea eforturilor pentru dezvoltarea tuturor localităților din județul Călăraș, alături de Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc! Succes și inspirație, domnule președinte! Mulțumim frumos, Răzvan Meseșanu, reprezentantul Pro-România, un PSD-ist cu ștate vechi, care de această dată face parte dintr-o altă tabără politică, dar cred că rămâne cu sufletul întotdeauna alături de noi. Mulțumim frumos, îi predau legătura domnului secretar Ion Samuil. Da, vreau să-i mulțumesc și eu lui Răzvan pentru participarea la conferință și să spun două cuvinte pentru reprezentantul PNL. Eu cred că nu a avut curajul să vină astăzi în fața conducerii partidului și a dumneavoastră să fie, să reprezinte alt partid decât PSD-ul și probabil că n-a putut să o facă. Vă propun proiectul ordine de zi a conferinței de astăzi. A punctul 1. Validarea secretariatului tehnic și a comisiilor conferinței. Comisia de validare, comisia de propunere, candidați, comisia de numărare a voturilor. La punctul 2. Raportul de activitate al organizației, care cuprinde raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul Politic Județean, raportul Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj, raportul privind bugetul propriu de venituri și cheltuieli și execuția acestuia. La punctul 3, alegerea membrilor conducerii organizației. La punctul 4, diverse. Dacă mai sunt alte propuneri pentru completarea ordinei de zi. Nemai fiind, vă supun la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată. Cine este pentru?
Împotrivă, abțineri, în unanimitate, ordinea de zi a fost adoptată. Vă propun intrarea pe ordinea de zi. Invit pe domnul președinte Vasile Iliuț, președinte interimar, să prezinte raportul de activitate de la conferința președintelui până în prezent. Vreau să vă salut. Mulțumesc mult că ați dat curs invitației astăzi la conferința de alegeri a unei echipe a Partidului Social Democrat Organizația Județeană Călăraș. Vreau să salut prezența președintelui Partidului Marcel Ciolacu, a secretarului general Paul Stănescu, a vicepreședintelui Mihai Tudose, a colegii mei președinți de Consiliul Județene, domnul Fota, președintele județului Galați, domnul Iulian, Francisc Iulian Chiriac, Brăila, vecinul nostru, prietenul nostru, Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița. Trebuie să prezint un raport de activitate, raportul organizației PSD Călăraș, dar el cam se împarte în două. El începe la data de 6 martie 2020 cu primirea mea în Partidul Social Democrat. După cum știți, atunci a început o construcție politică cum n-a mai existat, cred că în alte organizații ale Partidului Social Democrat. Am început să construim în fiecare localitate echipe, am convins acolo unde erau primar PNL să nu avem frânturi să candideze și alte partide, i-am adus în Partidul Social Democrat și am demonstrat un lucru mare. 12 primării PNL au predat ștafeta primarilor PSD care au fost investiți în 27 septembrie 2020. N-a fost numai atât. În toate localitățile PNL, dacă ne uităm la scorul politic pe care l-a obținut Partidul Social Democrat, chiar uneori eu, ca și candidat la președinția Consiliului Județean, am depășit și primarii PNL ca număr de voturi. Modul în care am acționat așa cum face un partid responsabil și faptul că am venit cu o experiență politică în Partidul Social Democrat Cozestre și am venit și cu primarii care m-au urmat de fostul Partid Democrat Liberal, a însemnat ca noi să câștigăm alegerile și din 26-27 de primării și Consiliul Județean. Aș vrea să prezint alegerile locale. Aici trebuie să-i mulțumim domnului președinte Marcel Ciolacu și domnului secretar general Paul Stănescu, în special domnului Paul Stănescu, care și-a asumat interimatul și vă rog frumos aplauze pentru cei doi. Au asigurat interimatul organizației Călăraș și am trecut prin multe momente dificile, numai domnul secretar general Paul Stănescu vi le poate spune când v-a luat cuvântul că n-a fost simplu să ții interimatul organizației Călăraș când existau foarte multe presiuni să ne destabilizeze echipa, să ne introducă COVID-ul și în sediu, și pe lângă sediu, și la candidații noștri, dar am depășit toate aceste momente și uitați că în 27 septembrie am confirmat o echipă câștigătoare. Domnule Paul Stănescu, la alegerile locale dumneavoastră ca președinte, am obținut 45,9 voturi PSD pentru Consiliul Județean, 44,58 voturi pentru președintele Consiliului Județean, 45, astea sunt la Camera Deputaților, care pot să mi le asum eu cu echipa care am format-o după alegerile locale, 45,5 voturi PSD pentru Camera Deputaților, 44,9 voturi PSD pentru Senat. Aș prezenta și câteva localități fruntașe la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Dragoș Vodă,
pe primul loc, 84,82. Primarul Dragoș Bodă, vreau să te ridici în picioare. Mulțumim mult pentru acest rezultat minunat. Vasilați, 79,49. Nu e prezent. Viceprimar, ridicați-vă picioare, domnule primar. Vă felicit. Ileana, 78,39. Felicitări, Cornel. Gălbinaș, 77,12. Felicitări. Sărulești, 75,31. Felicitări, Sandu. Gurbănești, 72,01. Vreau să vă spun că aceste rezultate, cu sprijinul conducerii naționale, a venit după 16 ani la Călăraș să putem să le câștigăm Consiliul Județean, Primăria Municipiului Călăraș și 26 de primării la nivelul județului Călăraș. Am fost la Costinești, iar la Costinești domnul președinte Marcel Ciolacu a spus o evoluție politică prin care m-a impresionat. A plecat de la tinerii social-democrați, a urmat ca viceprimar al municipiului Buzău, parlamentar și astăzi președintele nostru la nivelul organizației naționale. Și a făcut o promisiune că din PSD nu mai pleacă și că din PSD pleacă acasă și de acasă la cei sfinți. Domnule președinte Marcel Ciolacu, vreau și eu să vă fac o promisiune. Plec acasă, plec acasă sau plec, cum a spus și dumneavoastră, la cei sfinți. E o promisiune pe care o fac fără nicio... Și spuneam că primarii care m-au urmat, dar și eu am avut experiență politică, am fost 4 mandate primar, un mandat deputat și sunt astăzi la al doilea mandat de președinte de Consiliul Județean. Ar trebui să povestesc aici și de un prieten drag Călărașului. Acesta este Marian Ghiveciu, omul care a adus o speranță la Călăraș. În 2014 a fost coordonatorul județului Călăraș numit de centru și care, fiind coleg deputat cu domnia sa, am început primele negocieri. Dacă acele negocieri erau duse la bun sfârșit, 2016 PSD-ul a câștigat detașat aceste alegeri locale, parlamentare le-ați câștigat, dar locale le-ați pierdut. Așa că, Marian, uite că visul s-a îndeplinit și astăzi suntem împreună și în 2020 am câștigat tot ce se putea câștiga. Mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai dat. Mulțumesc, Marian Ghiveciu. Și ca să realizez tot ce am realizat, nu se putea face fără familia Iliuț. Și aș începe cu viitorul ginere Ion Bogdan. Mulțumesc, Bogdan, pentru ajutor. Diana Iliuță, fata mea. Mulțumesc, Diana, pentru ajutor. Iulia Iliuță, nora mea. Mulțumesc, Iulia. Claudiu Iliuță. Mulțumesc, Claudiu, pentru tot ajutorul pe care mi-a dat în toate campaniile electorale. Mezinul familiei Vlad Iliuță. Mulțumesc. Și la urmă, în spatele unui bărbat puternic stă o femeie și mai puternic. Mulțumesc, draga mea soție, Mihaela Iliuță, pentru tot ce ai făcut și că ai acceptat ca eu să mă bată în atâtea competiții politice. Vor veni 4 rânduri de alegeri. E clar că nu va fi simplu. Trebuie să îmi iau un angajament față de conducerea centrală că la Călăraș vom câștiga toate alegerile cu 50+1%. Ăsta e angajamentul organizației Călăraș. PSD, Călăraș, forță prezentă și viitoare. Mulțumim, domnule președinte, pentru raport. Vreau să supun la vot raportul prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă.
abțineri, în unanimitate, raportul a fost aprobat. Invit reprezentantul Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj, domnul Moldovan Adrian, să prezinte raportul Comisiei. Bună ziua, domnule președinte, onorat prezidiu, stimați colegi! Îmi revine sarcina dificilă, după cuvântul domnului președinte, de a prezenta raportul Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD Călăraș. Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD Călăraș, în componența stabilită prin hotărârea Consiliului Județean PSD Călăraș din 22.03.2021, în perioada de raportare, a desfășurat următoarele activități. Activități în plenul Comisiei. Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD Călăraș a fost convocată și s-a întâlnit statutar în două ședințe de plen. Contestații. Au fost înregistrate și s-au soluționat un număr de 4 contestații depuse împotriva sancțiunilor aplicate în baza articolului 31, aliniatul 4 din statutul. Salut pe cei toți prezenți astăzi în această, cu ocazia acestei conferințe județene. Vă salut toată conducerea organizațiilor. Am fost foarte atent la ceea ce s-a discutat înainte, dar nu pot să trec cu vederea marea realizare pe care am obținut-o cu ocazia alegerilor locale și generale. Ca întotdeauna și-l cunoașteți după atâta amar de vreme, pe domnul Meseșanu, un orator extraordinar de bun, o ființă crescută în mijlocul nostru, un membru cu state vechi PSD, care, din anumite motive, ne-a părăsit, a plecat într-altă... Dar, de fapt, ați văzut și dumneavoastră, când vorbește de PSD, îi se lipesc buzele. Asta e, cine pleacă de la noi... Da. Și care pleacă și știe într-adevăr să adreseze vorbe bune în spate, înseamnă că ceva mai tărăște un pic un picior după el. Eu știe foarte bine că simpatizez. El este un fin observator la tot ceea ce se întâmplă la nivel de județ. În aceeași măsură aș vrea să mă aplec puțin asupra cuvintelui domnului președinte, care se bucură de tot respectul meu, dar una e să câștige alegerile într-o localitate unde votează peste 5.000 de votanți și obții un 60 și ceva, 64%, și alta e să câștige alegerile într-o localitate cu 1.800, 2.000 de votanți sau 3.000 de votanți. Trebuie să înțeleagă acest lucru. Eu, cel puțin, întotdeauna, până la urmă, am fost de acord și cu modul cum s-a împărțit rectificarea de buget, ținând cont de această caracteristică care se numește procent câștigat la alegeri. Poate de acum încolo să nu mai fiu supărat și să dea Dumnezeu să fie adevărat ceea ce vă spun acum și într-adevăr să fie o împărțire echilibrată în funcție de numărul de cetățeni din localitate. Asta e reprezentativ și asta trebuie să înțelegem. Ceea ce pot să mai vă spun este că, de fapt, toți primarii cu care a venit aproape toți, cu toți care a venit domnul președinte Iliuță în organizația noastră, trebuie să înțelegeți că, de fapt, ei au venit din nou la stup. Pentru că de aici plecaseră.
Și vântul sau curentul, domnule, dacă ești un fin observator, vezi în ce parte bate, de fapt. Cei vreo 14 sau 18 talibani au rămas împământeniți aici cu toate greutățile care au trecut peste noi. N-a putut să ne clintească absolut nimic. Fapt pentru care, ca un fin observator, domnul președinte Ciolacu a căutat să ne convoace la o mică adunare, ținând cont de noi, talibanii aceia, așa, care doream o altă treabă. Ce să vă spun? Sunt mândru de dumneavoastră, sunt mândru de oamenii mei, sunt mândru de organizația mea, 246 de membri, 560 în tot, cu adeziuni. Cine a fost la prezent la organizația, la adunarea generală a organizației noastre, a putut să-și dea seama că la Roseți există o forță. Chiar dacă primarul localității a îmbătrânit. Ce v-aș ruga să înțelegeți? În condițiile în care văd că se roagă PNL-ul ăsta pentru mine, că ba mă lasă un picior, ba mă lasă mijlocul, nu știu ce Dumnezeu, dar asta e treaba. Îi simte că au legătură, eu sunt cu Doamne, Doamne, dar se pare că și noi avem legătură cu Doamne, Doamne și văd că din ce în ce îmi dă drumul ce sunt mai boios. Da, așa. Ce v-a rugat să mă înțelegeți? Că în condițiile în care o să las în urma mea un om de nădejde pentru PSD, cu sufletul și cu ce vreți dumneavoastră și ce vreți dumneavoastră, care să mă înlocuiască. Domnul președinte tot consideră că eu mai am încă vreo 10 vieți. Da, acolo e un răboș la Doamne, Doamne și ajunge la capul lui și nu mai mă întreabă nici dacă am terminat problemele în Roseți, nici că dacă le-am terminat pe alea în familie, spune, hai vină cu acea că mai avem vreo 3 Roseți acolo la vreo 2 metri. Da, ce să spun. Da. Oricum trebuie să înțelegeți că așa este că nu știi să-ți alegi prietenii. Dar vreau să informez conducerea noastră națională, pentru că la nivel de județul ăsta nu se ia nicio măsură. Privitor cu învățământul și are vin. Am avut adunarea generală pe județ la seniori și am luat această poziție, am avut-o și cu organizația femeilor și tot aceea poziție am luat-o cu tineretul, tot la fel, oameni buni. Hai să ne deșteptăm. Nu știu, am impresia că cineva nu e sănătos. Doamne ferește, de fapt, aici se tinde, învățământul a ajuns pur și simplu filiala PNL-ului. Băi, fraților, vă duc ce s-a întâmplat la Constanța, cu educația pe care o promovează ei. Ați văzut foarte bine despre ce e vorba. Noi, cel puțin, trebuie să fim atenți, să nu lăsăm această misiune grea pe spinarea lor. M-am adresat bătrânilor, seniorilor noștri și le-am spus să nu ne dăm la o parte. Totul depinde de noi, să le facem educație tinerilor, pentru că ei sunt viitorul acestei țări. Să înțeleagă ce înseamnă. Iar în școli să se termine odată cu politica, că dă dracinia. Deci asta e. În rest, ce să vă spun, promit întregi adunări aici, cu care pur și simplu cu dumneavoastră mă mândresc. Dumneavoastră sunteți echipa. Cu dumneavoastră am făcut ceea ce am obținut rezultatele pe care le-am obținut. Domnul președinte și conducerea organizației noastre naționale trebuie să fie mândri de noi și în felul ăsta să înțeleagă că poate numărul de vicepreședinți sau de membri biroul organizației județene este mai mic. Nu știu, avem noi un dar așa de a muta anumiți membri dintre noi care și-au adus aportul cu vârf și îndesat pentru aceasta. Și niciun în această organizație. Și rețineți, nicio furtună și niciun taifun nu ne-a clintit. Am mers pe linia noastră, aia e conduita noastră și nu ne-am plecat drumașul. Și ăsta este să ținem cont încă de un coleg al nostru, pentru că această organizație, poate nu știți, poate repet, sau poate dumneavoastră nu știți, două organizații a fost organizații fondatoare a acestui partid la nivel de județ. Asta a fost Rosețiu și Ileana.
Și încă o problemă pe care o doresc să nu uitați, conducerea organizației noastre județene. Avem în mijlocul nostru membrii de partid care merită o anumită cinstire pentru ceea ce a făcut de-a rândul vremii. De exemplu, fostul președinte al județului nostru, fostul vicepreședinte al județului, Vârtejanu. E un om deosebit, un om care a stat alături de noi și la bine și la rău. Și eram în timp, nu aveam nădejde decât el la nivel de județ. În el aveam. Eu cam atât am avut de spus, vă urez sănătate, să fiți aceiași oameni pe care îi cunosc eu și să obținem, așa cum a spus domnul președinte Iliuță, să obținem acel scor. Și poate conducerea organizației naționale să înțeleagă că și noi avem niște pretenții. Un singur secretar de stat, eu cred că cinstirea față de noi e cam mică. Cam atât am avut. Mulțumim frumos, domnule primar Nicolae Râșnoveanu, PSD Roseți. Mulțumim frumos! Bună seara tuturor! Bun venit, domnule președinte Marcel Ciolacu, în județul Călăraș, domnule secretar general Paul Stănescu, distinși invitați, dragi prieteni. După cum știți, am început împreună cu un anul 2000 cu domnul președinte Vasile Iliuță. Eram foarte tineri atunci. Am intrat în politică, am câștigat alegerile și eu și dânsul. Avem cam aceeași construcție politică. 4 mandate primar, domnul Mărunt, Lehliu Gară, deputat. Am revenit în orașul Lehliu Gară pentru după 6 luni de zile de deputăție. Știe bine, foarte, foarte bine, domnul deputat Mușoiu, prietenul meu. Am câștigat alegerile, după care am ajuns președintele, prin bunăvoința noastră, am ajuns președintele organizației județene a PSD Călăraș. Și a fiului meu primarul de la Frăsinet și domnul primar de la Ulmobul, a venit alături de noi și am întregit echipa, ceea ce puteam face în 2020, am făcut acum. Cu alte cuvinte, suntem o forță, urmăm președintele în funcție, domnul Iliuță Vasile, vom fi alături de dânsul și vom câștiga alegerile din 2024. N-am prea multe să spun decât că regret perioada din 2020, când nu am fost alături de dumneavoastră, cum îi spunea și prietenul Marian la Lehliu Gară, domnul deputat, domnul președinte al Consiliului Județean, că a fost pandemie și după 2 ani de pandemie am revenit alături de dumneavoastră. Cu mult respect, vă doresc multă sănătate, fericitări domnule președinte, vă face o echipă. Mulțumim frumos, domnule primar. Ionel Băgeacă reprezintă o localitate. Sunt ales în această funcție de puțină vreme. Și spre deosebire de situația la nivel central, unde la guvernare suntem parteneri cu PNL-ul, la Comuna cu Zavodă, PSD-ul este în opoziție. Încercarea noastră de a pune bazele unei organizații puternice, durabile și stabile, se pare că începe să dea roade, ne implicăm mai substanțial în adoptarea hotărârilor la nivel de Consiliu Local, dar asistăm la adoptarea unor hotărâri cât se poate de trăznite. De exemplu, în ultima perioadă, la Comuna cu Zavodă, s-a adoptat o hotărâre prin care se achiziționeze o barcă. E adevărat că Comuna cu Zavodă ajunge teritoriul până la Dunăre. Dar pentru a ajunge de la Cuza Vodă până la Dunăre, trebuie să parcurgi o distanță de circa 20 de kilometri. Pentru ce ar fi nevoie de această barcă, nu știu. Dar fiind în opoziție, hotărârea trebuie. Am probleme cu microfonul, nu prea pot să mă aplec. Discuția este una simplă, onorat prezidiu, onorată sală, nu am urcat astăzi să vă spun cât de minunați și de buni suntem, pentru că suntem. Aș dori cumva să stabilim cum putem fi mai buni.
E greu să vă dau câteva indicii după un discurs ca cel al domnului primar Jovanu. E ca și cum aș fi la Oscar și ar trebui să vorbesc după Al Pacino, probabil. Dar pot să vă spun atât. Două coordonate principale pentru eliminarea oricărei probleme pe viitor sunt rezumate foarte simplu. Echipă și eliminarea mediocrității. Câteodată am stat și m-am coordonat în piață după un simplu dicton. Acolo unde există mediocritate, nu există rezultat. Și pot spune că nici așteptări. Așteptările pe care cumva le-a generat acest om, a cărui privire o simt în spate și am avut dreptate, vă pot spune că sunt foarte mari. Noi toți aici ne-am întâlnit și suntem acum în baza unei idei nebunești, poate am spune, în care a crezut Vasile Iliuță. Aceea că poate să treacă de la un partid și să fim singurul județ care a schimbat culoarea. În 2020, Călărașul, pot să vă spun, că este singurul județ, dacă nu greșesc, care a schimbat culoarea. A schimbat culoarea dintr-un galben perimat într-un roșu aprins. Acest lucru vine cu foarte multe așteptări. Tot ceea ce se întâmplă în județ este rezultatul unei munci de echipă. O echipă mare, care însă duce lipsă în permanență de oameni care să-și asume responsabilități. Și de aici v-aș ruga pe toți să nu ezitați să vă asumați responsabilități. Pentru că de asta avem nevoie. Noi suntem un județ cu 300.000 de voturi. Un județ mic. O localitate precum, zicem, Căscioare. La nivel de țară va fi greu să avem un cuvânt de spus dacă nu vom crește diferența. Și diferența rezultă din numărul acela de voturi. Voturi care clar stau în spatele lui Vasile Iliuță. În 2020, când am rămas oarecum pentru vreo două luni bolnav de COVID, așa cum a spus și domnul primar Iacomi, foarte puțină lume credea că vom putea să facem acest lucru. Am făcut cu o echipă mică, care însă a pus în aplicare ideile lui Vasile Iliuță. Și de aici, vă rog, veniți în echipa asta mare prin asumare. Este ușor să vii, să ceri o funcție și să nu faci nimic. E posibil să o primești, dar nu pentru mult timp. Succes! Domnule președinte și dragi invitați, să vedem și măcar două doamne ca să fie alături de voi, pentru că suntem o forță și avem ce să spunem în județul Călăraș. Doamne care sunt în campanie electorale, dar și în proiecte alături de dumneavoastră și eu cred că transmit mai departe toate mesajele dumneavoastră mai frumos. Și cred că mi este greu să cred că nu iubiți doamnele. Și așa măcar una, două să fie și alături de dumneavoastră în conferințele viitoare. Ultimul reprezentant din sală, domnul Eduard Grama, îl rugăm să vină alături de noi și să ne prezinte salutul conferinței. Mulțumesc, Mari, domnule președinte Marcel Ciolacu, domnule secretar general Paul Stănescu, domnule președinte Vasile Iliuță, domnilor președinți de consilii județene, stimați primari, doamnelor și domnilor, suntem astăzi într-o mare echipă, suntem astăzi și vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care o acordăm Partidului Social Democrat, încredere pe care trebuie să o susținem în continuare, pentru că doar prin noi, prin oamenii care sunt în teritoriu, putem să dăm încredere acestui partid. Partidul Social Democrat este singurul partid din România care a rezonat cu oamenii și ține doar de noi și prin noi să transmitem acest mesaj. Reconstrucția acestui partid la nivel de județ Călăraș, așa cum spunea și domnul președinte, a început în 6 martie 2020. A fost o perioadă dificilă, o perioadă încheiată cu un succes în 27 septembrie, o echipă care s-a format în jurul președintelui Vasile Iliuță și astăzi suntem aici ca să-l alegem pe cel mai vânat om politic la nivelul județului Călăraș, dar și cel mai mare vânător politic.
vă susțin ca de fiecare dată. Mulțumim frumos! Din prezidiu doar patru invitați au dorit să ne adreseze astăzi câteva cuvinte. Am stat aici până târziu și cu siguranță i-am ascultat pe toți pentru că au ce să ne spună. Așadar, domnule primar al municipiului Călăraș și președintele PSD municipiul Călăraș, Marius Dulce. Domnule președinte, domnule secretar general, domnilor miniștri, onorat prezidiu, dragi colegi, este un moment frumos, este un moment pe care l-am așteptat de foarte mult timp, este un moment prin care consfințim această echipă puternică care s-a creat în 2020 în jurul președintelui Vasile Iliuț. Da, atunci era o poveste la Călăraș și întotdeauna toată lumea susținea, eram puternici, câștigam toate bătăliile, dar atunci când veneau localele, se găsea cineva să mai pună câte o frână. Așa s-a întâmplat și în 2020, până la venirea domnului președinte Vasile Iliuț. Și atunci am început construcția. Și acum vreau să mulțumesc public celor trei oameni cu inimă mare, fără de care această echipă nu se construia astăzi. Vreau să mulțumesc domnului secretar general Paul Stănescu pentru că a fost președinte interimar și el ne-a susținut. Vreau să mulțumesc domnului președinte Marcel Ciolacu pentru că a fost de acord cu noi și nu în ultimul rând domnului președinte Vasile Iliuță pentru care am deosebită onoare să spun pentru că s-a luptat să facem această echipă Dulce Iliuță pentru că la momentul respectiv erau așa de multe persoane în sondaje, așa de multe sondaje că nici nu mai știam cum să le așezăm. Anumite persoane încercau să le așeze, dar în final am ales calea cea bună și împreună cu Vasile Iliuță am făcut echipă și azi am demonstrat-o. Vreau să vă spun pentru că această echipă construiește împreună și în 2024, împreună, echipa Iliuță Dulce, vom face la Călăraș un scor redutabil. Vreau să vă spun că la Călăraș, municipiu, nu vom pleca acasă fără 70%. Vreau să aveți încredere în noi, vreau să aveți încredere în noua echipă, care de fapt sunt cu oameni vechi și noi din PSD. Toți aveți loc în echipa aceasta mare, funcțiile sunt puține, dar împreună putem construi și câștigăm și municipiul și județul. Felicitări, domnule președinte, de acum cât. Bună ziua, domnule președinte, dragi invitați. Mă bucur, sunt a doua oară în ultimele două săptămâni aici invitatul dumneavoastră. Mă bucur că m-ați primit încă o dată. Stăteam acum și mă gândeam la faptul că, într-adevăr, politica, cel mai mult, este despre oameni, pentru oameni. Și, într-adevăr, e fantastic de fiecare dată când îți dai seama că politica poate fi extrem de ușoară, atunci atâta timp cât ai și oamenii potriviți. Iar domnul Iliuță, urmărindu-i, într-adevăr, traiectoria politică și toată cariera pe care și-a construit-o în politică, eu unul realizez că este un om pe care să îl urmez, pentru că, într-adevăr, oriunde și-a propus să fie, a și reușit. 4 ani de mandat de primar, scuzați-mă, 2 de președinte al Consiliului Județean și nu în ultimul rând un mandat de deputat. Nu e o carieră de aici de acolo sau nu sunt foarte mulți cei care se pot lăuda cu acest lucru. Nu în ultimul rând vreau să felicit întreaga echipă, așa cum au făcut-o toți cei care au urcat aici pe scenă, pentru că cred că din 2004, dacă informațiile mele sunt corecte, PSD aici la Călăraș și n-a mai reușit să bifeze atât primăria cât și Consiliul Județean. Sunt 2 victorii extrem de importante pentru partidul nostru la nivelul organizației dumneavoastră. Lucrul acesta spune că, într-adevăr, echipa pe care domnul Iliuț a reușit să o facă aici la Călăraș este una extrem de consistentă. Sunt sigur că n-a fost deloc ușor să aduceți alături de dumneavoastră un număr consistent de oameni care să creadă în proiectul dumneavoastră și în tot ceea ce vă propuneți. Și, într-adevăr, această echipă
cu domnul Dulce la primăria municipiului Călăraș și cu dumnealui la președinția Consiliului Județean a fost una extrem de câștigătoare. Nu rămâne decât să-i felicit, să le urez succes în tot ceea ce și-au propus. Noi am notat acel procent de 70%. Sper din tot sufletul să fie și unul cât se poate de realizabil, pentru că nu e de aici de acolo, credeți-mă pe cuvânt, să reușești să măcar să depășești 50%, dar eu sper din tot sufletul ca scorul să fie unul cât se poate de real. Felicitări pe mai departe, domnule președinte. Un om puternic, un om care a reprezentat Partidul Social Democrat în orice structură și în orice funcție a fost și am fost mândri de dumnealui, este Mihai Tudose, eurodeputat, dar și vicepreședinte al Partidului Social Democrat, premierul nostru, așa cum ne place nouă să-i spunem. Deci mi-am văzut asta cum am fost. Mai degrabă, mai devreme facem o glumă cu un colega noastră, mă întreba un om cu experiență multă, câți ani am, i-am spus vârsta și am spus vârsta primii 55 au fost mai grei, restul de 10 trecușor. Deci, asta cu ați fost. Stimați colegi, nu vreau să vă plictisesc. Să știți că și în prezidiu e greu de stat așa cum e greu de stat și în sală. Nu știu dacă la noastră e curent, aici e. Asta o să încerc să fiu mai concis. Spunea prietenul și colegul nostru de la Galați, faceți ghilimele la prietenii între Bioala și Gheorila, dar spunea domnul Lucianu despre calitatea umană. Echipe la conducerea județului Călăraș au mai fost. Echipe la conducerea județului Ialomița au mai fost. Și la Gheorila și la Galați. Ceea ce vreau să vă rog pe dumneavoastră e să vă organizați de așa natură încât această echipă formată de Marius și de Vasile, de Iliuță Dulce, sau de Dulcele Iliuță, să o avem și după alegeri. Fiindcă acești oameni, împreună cu județele Ialomița, Brăila și Galați, în ordine, așa, la Valea pe Dunăre, au reușit să facă din ianuarie, dacă zic bine, a fost prima întâlnire, să dea drumul la o asociație de dezvoltare intracomunitară, acel celebru ADI, de care tot auzim, toată lumea aude, puțin știu ce înseamnă, și să dăm drumul la proiecte comune. Aici, noi, în special, Brăila a susținut ca președintele acestei asociații să fie domnul președinte Fotea de la Galați, că când e de treabă, dăm la Galați, și poate ne spune dânsul, deja primul proiect comun, drumul acela de la Galați, Brăila, Ialomița, Călăraș, Chiciu, este pe SEAP, trebuie să zilele acestea să desemneze câștigătorul la proiectare. Este un bun proiect, un prim proiect care în câteva luni, 7 luni, de la prima discuție, prin eforturile tuturor celor 4 președinți, este aproape de a vedea prima semnătură oficială pe acest proiect. Bineînțeles, cu suportul Ministerului Transportului, a domnului viceprim-ministru Grindeanu, cu oblăduirea celor doi care conduc destinele partidului, președintele și secretarul general, care la Brăila în ianuarie au spus, domnule, noi nu mai putem să avem grijă de toți, mai descurcați-vă și voi. Și vă dăm noi banii. Dacă am făcut o sinteză așa, domnul președinte, ocazie care ne-am spus, dacă ai scăpat-o, las că o facem. Avem proiect în turism, avem proiect în transport, avem și niște proiecte economice, vi le spunem pe măsură ce ele se apropie de concretizare. Pe principiu, hai să nu ne facem planuri multe, că îl facem pe Dumnezeu să râdă. Dar, repet, nu știu dacă îl alegeți pe Iliuță Vasile astăzi. Dar aveți grijă să iasă președinte. Cacul important. Aveți grijă să iasă Marius primar. Că și el e important acolo. Înțeleg că el a rezolvat-o. Cu municipiul a închis-o. E scăpat de o grijă. Și eu iau de bună promisiunea ta, Marius, cu 70%. Îmi doresc din suflet că voi să faceți acest procent, la fel de mult cum îmi doresc ca noi să fim un pic peste voi. Mulțumesc! Succes! Ceea ce a însemnat viitoarele campanii electorale, candidat și tot ceea ce a însemnat echipa la Călăraș, domnul secretar general al PSD, domnul Paul Stănescu. Bună ziua, stimați colegi! Sincer, am venit cu mare bucurie astăzi aici. Mă simt ca acasă, spuneau colegii mei că am fost o perioadă și președinte interimar.
Vreau să vă spun că în istoria recentă a organizației noastre PSD Călăraș, mi-aduc aminte, în 2019 eram ca în Afganistan. Se certa fiecare cu fiecare, fiecare se bătea, băteați între voi, aveați meciuri de toate feluri. Și mi-aduc aminte că, stând de vorbă cu domnul președinte Marcel Ciolacu, azi nea Paule, cum îmi spune domnul președinte mie, te duci la Călăraș când nu se mai poate. Eu prieten cu Vasile, aici, prieten și nu știu dacă el e prieten cu mine, dar eu sunt prieten cu el. Sigur că am avut multe discuții. Dacă îl întrebați pe domnul președinte Iliuță Vasile, cel mai mare critic al lui sunt eu. De fiecare dată când vine pe la București și ne-l ceartă, cel mai mult sunt eu. Și îl cer rău de tot, câteodată pleacă supărat pe mine, dar în același timp mă bucur și felicit că împreună ați reușit să faceți o asemenea organizație. Sunt convins că organizația PSD Călăraș va fi la nivelul partidului la alegerile din 2024 în top 3. Nu mai am auzit aici 70%. Deci eu cred că top 3, nu știu dacă primul loc, al doilea, al treilea, dar acolo veți fi pentru că într-adevăr cred că ați format una dintre cele mai puternice organizații care are Partidul Social Democrat la această oră. E meritul vostru al tuturor, unul nu poate să facă singur, ați făcut o echipă la modul real, nu la modul formal, pentru că puteți câștiga alegerile într-un singur fel, având o echipă puternică, foarte mare, să vă respectați între voi. Dar, dragii mei, îmi permit să vă dau un sfat. Cel mai important lucru, nu în alegeri neapărat, dar și în alegeri, dacă vreți să fiți respectați, să fiți aleși, respectați oamenii, fiți alături de ei. Ăsta e mesajul meu către voi, să știți acest lucru și vă spun din experiență acest lucru. Pentru că politica nu se termină într-o zi, nu se termină într-un an, nici în doi. Dacă vrei să faci politică a la lung și să construiești ceva în administrația publică locală, în județul dumneavoastră, trebuie să țineți cont de acest lucru. Eu cu Vasile vorbesc continuu, v-am spus câteodată să supără pe mine, pleacă supărat de la București, dar mereu îi spun acest lucru și mă bucur pentru el, mă bucur pentru Marius, mă bucur pentru voi toți, cunosc foarte mulți colegi primari, cunosc foarte mulți dintre dumneavoastră, închid pentru că spunea domnul Tudose că e curent aici sus, mă bucur de voi, sunt mândru de voi și sper într-adevăr organizația PSD Călăraș să fie în top 3 la nivelul partidului la următoarele alegeri. Vă mulțumesc foarte mult și vă iubesc mult. Și politic și administrativ este președintele nostru, Marcel Ciolacu. Sunt ferm convins, domnilor și domnilor, ai auzit mică, da? Vasile, tu ai vrut, ai adus-o pe doamna astăzi aici și de mult timp vreau, doamnă, să mă plâng cuiva mie personal și vă spun că nu exagerez. Mie mi-a mâncat sufletul. Nu știu cum reușiți dumneavoastră. Eu am apelat la Nea Paul să mă ajute. După o perioadă am mai obosit și eu și până la urmă, totuși, Vasile Iliuță este unul dintre oamenii care știu să se implice. Unul dintre oamenii care au reușit să coaguleze, indiferent de perioadele prin care ați trecut. Și uitați-vă și astăzi. Nu e ușor să ai 2 vicepreședinți, 3 președinți de consilii județene, 2 primari de municipiu, reședință de județ, la conferința de alegere a ta. Asta este un semnal că Vasile Iliuță, în afară că este un bun gospodar, un om de echipă și este un om politic. Și vreau să-l felicit din tot sufletul pentru acest lucru. Adevărat, i-am aici pe Sorin, Marian, Iulian, Costel, Ionuț, Marius,
Vasile, eu, Nea Paul, Mihai, până la Marius, sunt nou PSD, noi suntem puntea. Vechiul PSD, cine a vrut să plece, a plecat din acest partid. Unii poate au făcut bine că au plecat. În schimb, eu vreau să felicit astăzi și pe nou președinte de la Tineret, de la dumneavoastră, care n-am avut până acum onoarea să-l cunosc. Să felicit nou președinte de la persoane vârstnice. Președinte de la doamne. Felicitările mele și ieri am avut o întâlnire de coaliție cu cei de la Partidul Național Liberal, de la UDMR. A venit și doamna Gabriela Firea, la fiecare ședință, însă este prezentă până nu a reușit ca în viitoarea săptămână să promovăm în Parlament ca 30% dintre reprezentanții statului în Consiliile de Administrații să fie doamne, până nu m-a lămurit și pe mine și cu primul ministru, vreau să vă spun că nu s-a terminat coaliția. Tot respectul pentru doamna Gabriela Firea, care întotdeauna vine și promovează doamnele înainte de toate. Politica, cum spunea și Ionuț, spunea și Mihai, politica este despre oameni și pentru oameni. Rolul nostru, a fiecărui primar, deputat, consilier local, consilier județean, președinte de Consiliu Județean, este să ne implicăm acolo unde îi reprezentăm pe oameni, să împingem lucrurile în acele localități, în acel județ, în acel oraș, în acea țară, ca oamenii să trăiască mai bine. Nu există alt rol al nostru, că suntem aleși locali, că suntem aleși în structurile centrale, decât oameni. Toată lumea se întreabă, chiar și anumiți ambasadori, cum reușim noi PSD-ul mereu să câștigăm alegerile, să fim cel mai mare partid din România. Nu există niciun secret. Este implicarea noastră, empatia noastră față de oameni. Restul, totul, este trecător. Eu, Marcel Ciolacu, sunt foarte mândru că sunt PSD-ist. Dar înainte de a fi PSD-ist, eu, Marcel Ciolacu, sunt român. De aceea am venit în fața colegilor mei și le-am propus, după 2 ani de guvernare de dreapta, dezastruos, fără să jignesc pe nimeni, fără să arăt cu degetul către cineva, din noua coaliție, a fost o guvernare dezastruoasă timp de 2 ani, nu neapărat pentru noi, personal, ci pentru români și pentru această țară. Nu puteam nici eu, nici colegii mei să rămânem într-o meschinărie și să socotim cât de mult creștem în sondajele de opinie. Era momentul ca cel mai mare partid din România, cu cei mai buni specialiști, și se și vede și în guvern, și nu numai, cu cele mai bune soluții să se implice în actul de guvernare și să încercăm să reparăm din lucrurile nefăcute. Vă aduc în aminte timpul pandemiei, închiderea spitalelor, neaccesul a bolnavilor cronici la actul medical. Acum a venit și criza din energie. Știu și eu și colegii mei și dumneavoastră mai ales știți, fiindcă știți direct de la oamenii pe care îi reprezentați și care vă întâlniți în fiecare zi, cea mai mare problemă pe care o avem acum
nu numai în România, întreaga Europa, mai ales, este energia. Mă bucur și m-aș fi bucurat și mai mult ca Uniunea Europeană, dar aici cred că Mihai sau Dan Nica ar putea să ne spună cum au reușit să împingă pe cei de la Comisie să iasă în sfârșit și să spună ce spunem noi de aproape 2 ani de zile. Că trebuie un fond de solidaritate, fiindcă nu toți putem trece această criză la fel. Este cazul să reglementăm prețuri și să plafonăm prețuri, fiindcă liberalizarea prețurilor la energie în România s-a făcut haotic și, de fapt, a creat noi șmecheri din energie. Au trecut 2 ani până iarăși să ni se dea dreptate în toată această criză energetică. Avem și un război la granițele noastre, avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina din Uniunea Europeană. Este normal, în afară de faptul că au migrat foarte mulți și, să știți, în mod 80% au fost doamne cu copii și nu neapărat doar copiii lor, au luat și copiii din familie și copiii vecinilor. Statul a reușit să facă față la această responsabilitate. Acum avem marea provocare ca și grânele din Ucraina să tranziteze România și noi pe Dunăre, de la Galați, de la Brăila, prin portul Constanța, pe căile ferate, pe drumurile naționale, să reușim ca aceste grâne să ajungă acolo unde este nevoie de ele și să nu se creeze o nouă criză în nordul Africii. Au fost foarte multe provocări și mă bucur, indiferent de calculele noastre politice, că am luat decizia de a fi un partid responsabil care a pus înainte de toate România și oamenii, nu interesul lui de partid, ca să aibă cât mai multe procente în alegeri. Ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat la Călăraș este un exemplu de organizație care, din mers, a știut să-și aleagă și cârmaciu și a știut să împingă lucrurile în direcția corectă. Sunt ferm convins că la Călăraș veți câștiga alegerile atât locale, cât și europarlamentare, cât și generale, pentru că astăzi dumneavoastră veți ști exact pe cine să alegeți să vă conducă în următoarele bătălii politice. Nu vor fi ușoare, nu vreau să vorbim de procente, în schimb, și îmi place întotdeauna să dăm cezarului ce al cezarului, o singură organizație, nici cea de la Buzău, nici cea de la Brăila, nici de la Galați, nici de la Ialomița, n-am reușit să câștigăm alegerile cu 50+1. O singură organizație din România, a Partidului Social Democrat, a reușit acest lucru. Este organizația OLT, de unde este... Nu înseamnă că dacă ești pe primul loc, ai câștigat alegeri. Ai câștigat, te-ai situat pe primul loc. Ai câștigat alegerile când ai 50+1 la alegeri. Nu vreau 70%, nu vreau să vorbim cu adevărat, îmi doresc și același lucru să le spun și eu colegilor mei de la Buzău. Vreau să câștigați cu 50+1, fiindcă aveți această capacitate, conducerea dumneavoastră a dat dovadă că știe să strângă oameni, că știe să aducă plus valoare
și știe să reprezinte cetățenii care l-au ales și v-au ales și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru această invitație. Vicepreședinți. Supun la vot numărul și structura biroului permanent. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, structura biroului a fost aprobată. La secretariatul comisiei au fost depuse declarațiile de candidat a celor care și-au exprimat intenția de a candida. Conform hotărârii Consiliului Politic Județean, din data de 14 iulie 2022, termenul limită de punere a candidaturilor a fost 31 august 2022. Dau cuvântul domnului Pițoi Ion, președintele Comisiei de Propuneri, pentru citirea procesului verbal. Bună ziua, prezidiu, stimați colegi, proces verbal al Comisiei de Propuneri de Candidați pentru organele de conducere ale organizației PSD Călăraș. Astăzi, 16.09.2022. Comisia de Propunere, aleasă în cadrul conferinței organizației județene PSD Călăraș, din data de 16 septembrie 2022, a procedat la centralizarea și verificarea candidaturilor propuse de organizațiile locale și a constatat candidații care îndeplinesc condițiile de candidatură. Pentru funcția de președinte al organizației, domnul Iliuță Vasile. Pentru funcția de prim-vicepreședinte al organizației, domnul senator Cionoiu Nicușor. Domnul deputat Bârcă Constantin. Pentru funcțiile de vicepreședinte al organizației, domnul primar Dulce Marius Grigore, domnul Râșnoveanu Nicolae, Călin Petre Alexandru, Cărtușanu Gheorghiță, Iacomi Iulian, Beștea Mihăiță Constantin, Vârtejanul Liviu, Spiridon Marian, Grama Eduard, Tache Mirela, Mihai Bogdan, Militarul Marius Bogdan, Munteanu Laura Cristina, Zbârcea Marius Virgil, Enciu Eugen Marian, Găman Ion și domnul vrăjitorul Sorinel Marian. Vă mulțumesc frumos! Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi, 16 ianuarie 2022, în două exemplare originale și semnate de membrii Comisiei de Propuneri. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Pițoi. Ei, lucrurile sunt în dinamică, nu? Nu suntem un partid static și fix. Am avut o discuție cu domnul secretar general și o să rog pe domnul Vasile Iliuță să mărim la numărul de 19, numărul de vicepreședinți și să vină în fața dumneavoastră și să mai propună și două doamne. Marie Voivozeanu, președinta organizației de femei, să vină să facă două propuneri.
Vezi că e ieșită. Da, eu sunt de drept, da. Două propuneri. Hai, fetelor, acum. O propun pe Iuliana Raiu, este președinta Organizației Municipale Călăraș. Și o propun, are voie să fie și vicepreședinta la Organizația de Femei? Da. Doamna Aneta Samoilă de la NANA, este o PSD-istă veche. Și ar trebui să înțelegem că indiferent dacă suntem PSD-iști vechi sau noi, nimeni până la această oră n-a descoperit monopolul înțelepciunii. Așa că, fetelor, felicitări! Mulțumim, Mari, pentru propuneri și mulțumim conducerii pentru această dispensă. Domnule președinte, domnule secretar general, înainte să trecem la următorul pas, aș vrea, înainte să votăm conducerea, ca eu personal să smulgem o promisiune pentru conducerea care o să fie aleasă astăzi, ca la viitoarele alegeri să demonstrăm că ceea ce s-a întâmplat în 2020 nu a fost o întâmplare și că de aici încolo organizația aia puternică cu care noi ne băteam și ne-am bătut timp de 16 ani de zile să devină aia mică și să rămână așa de mică cel puțin perioada egală cu care noi am fost în opoziție la nivel județean, adică 4 mandate. Acum eu vreau să consult conferința. Noi suntem pregătiți ca organizatori cu buletine de vot, cu cabine de vot, așa cum spune legea partidelor și statutul partidului. Dar având în vedere faptul că nu există contracandidați pe funcțiile aprobate de Consiliul Politic Național, nu avem contracandidați pe aceeași funcție, consult conferința și v-aș ruga să supunem la vot dacă sunteți de acord cu votul deschis, adică cu ridicare de mână. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate, această procedură a fost aprobată. Vă supun votului candidații la funcția de vicepreședinte. Dulce Marius, Râșnoveanu Nicolae, Călin Petre Alexandru, Cărtușanu Gheorghiță, Iacom Iulian, Beștea Mihăiță, Vârtejanu Liviu, Spiridon Marian, Grama Eduard, Tache Mirela, Mihai Bogdan, Militarul Marius Bogdan, Munteanu Laura, Zbârcea Marius Virgil, Enciu Marian, Găman Ion, Vrăjitorul Sorinel Marian, doamna Samuilă Neta și ultima propune Iuliana Raiu. Cine este pentru candidații la funcția de vicepreședinte? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate lista pe care i-am dat citire au fost aleși ca vicepreședinți. Vă mulțumim și vă felicit! Vă supun votului în mod individual candidații la funcția de prim vicepreședinte. Cionoiu Nicușor. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate domnul Cionoiu a fost ales prim vicepreședinte și felicit. A doua funcție de prim vicepreședinte, Bârcă Constantin. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate domnul Bârcă a fost ales prim vicepreședinte și felicit. Și acum momentul culminant al întâlnirii noastre de astăzi, alegerea președintelui. Vă supun votul candidat pentru funcția de președinte al PSD Călăraș, domnul Vasile Iliuță. Cine este pentru? Voturi împotrivă.
susține. Felicitări, domnule președinte, a fost ales în unanimitate. Da, vă mulțumesc și în încheiere dau cuvântul președintului ales pentru a vă adresa câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule secretar general. Sunt onorat că 4 ani de acum încolo biroul politic județean a fost votat de dumneavoastră și eu am fost votat să vă conduc destinele pentru următorii 4 ani. Cred că tot ce facem promisiuni, tot ce s-a spus astăzi în conferința județeană de alegeri a Partidului Social Democrat, sunt cuvinte care trebuie să le luăm ca și Biblia, să avem grijă de oameni, să ne gândim la oameni și să facem promisiuni care să le și respectăm. Cred că eu ca om politic am confirmat și voi confirma în continuare în echipă cu dumneavoastră și forța PSD a Partidului Național și a organizației Călăraș va fi cea care ne va călăuzi la victorile din 2024. Vă mulțumesc și vă sunt prieten, președinte pentru toate organizațiile județului Călăraș.